În seara aceasta se repeta de mai multe ori cuvântul toate. De exemplu, Luca 18 cu 21, tânărul bogat zice toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Cuvântul Domnului continuă și spune, versetul 23, când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de de tot. Apoi, Isus a văzut că s-a întristat de. Vesetul 24. De tot. Petru zice, iată că noi am lăsat totul ce te am urmat. Ce răsplată vom avea? Mesajul următor este acesta. Întristat de tot dinaintea celui ce este totul. Întristat de tot, dinaintea celui ce este totul. Vă puteți imagina scena? Care dintre noi nu ne-am dorit să-L vedem pe Iisus în carne joasă? Eu aș vrea să-L văd foarte mult. Recunosc că până azi n-am avut nicio viziune cu El, nici într-un vis nu mi s-a arătat fizic, dar să știți că în fiecare zi l-am simțit cu mine. Îl simți și dumneata? Aleluia lui Dumnezeu. Să ai șansa să fii în fața celuia ce poate da totul. Să fii la o mică distanță de cel ce poate totul. Să fii în prezența acelui care știe totul. Să nu vă imaginați că el a pus așa întrebările aleator, haotic. Nu, 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 întrebările erau cu sens. De exemplu, prima întrebare, când i-a zis, pentru ce mă numești bun, ce a vrea să spună? Că Iisus nu era bun? Nu, ce a vrea să spună, fii atent, cu toată starea ta de studiu și cu toată funcția ta de fruntaș, să știi că nu prea știi cine sunt. Ai grijă că nimeni nu este bun decât unul singur. Cine? Dumnezeu. Întrebare, Iisus era Dumnezeu? Era, a fost și este și va fi din totdeauna. De fapt, Domnul Iisus Hristos a vrut să-i spună, vezi că nu prea știi cine sunt. Pentru că bărbatul acesta a zis, bunul învățător. Vedeți, a venit la el și l-a tratat ca la un învățător. A zis, eu sunt fruntașul sinagogii și am niște rabini care vin să predice în sinagogile unde eu sunt fruntaș. Tu ești doar un învățător. Ca învățătorul ea pe care îi pun eu la lecție în timpul sabatului, sâmbătă. Și Iisus zice, nu prea știi multe despre mine. Ai o imagine deformată despre identitatea mea. Ai grijă, eu nu sunt doar un bun învățător. Eu nu sunt doar un rabi care stă la intersecțiile de drumuri și la care oamenii fac plecăciun și zic rabi, rabi, învățătorule. Nu. Ai grijă, eu sunt Dumnezeu. Și dacă m-ai numit bun, Bine ai făcut că ai spus asta, dar bine ar fi să știi cu adevărat, finalmente, în profunzime, cine sunt eu. Eu sunt Cel ce poate totul. Poate Domnul Iisus Hristos totul? Slăvit să fie numele Lui. El poate să vindeci, El poate să-i El poate să se transforme starea, El poate să rupă lanțul din dreptul ființei tale. Iisus Hristos este prezent în locul acesta. Sora pentru care ne-a rugat cu metastaze era sora care a fost pe cărucior, n-a mai rezistat din cauza condițiilor medicale și a trebuit să fie dusă de soțul ei acasă. Credeți că în timp ce e pe drum spre casă, Domnul poate să o vindece? Aliluia lui Dumnezeu! Știți că vrea să se boteze? Vă spun asta pentru că vă rog din tot sufletul, rugați-vă pentru Dumnezeu, Domnul să o atingă, Domnul să o binecuvinteze, Domnul să o mântuiască, Domnul să-i scrie numele în cartea vieții. Iisus Hristos e totul. Să fii în fața acelui care poate totul, care știe totul, care are toate circunstanțele să te facă bine. Și totuși, în prezența lui, să pleci nu puțin întristat, ci întristat de tot. E ca și cum după slujba aceasta cineva ar merge bomboni de acasă. Întrebare. A avut motive bărbatul ăsta să fie întristat în prezența lui Isus? În prezența noastră, cu tot respectul, aveți cu siguranță motive să aveți gânduri sau argumente că suntem oameni. Dar Isus era omul Dumnezeu și Dumnezeul om. Înălțat să fie în numele lui. Întristat de tot. Dinaintea celui ce este totul. De ce? Pentru că Domnul i-a cerut toată păzirea poruncilor. Pentru că el a venit cu ideea, bunul învățător, ce trebuie să fac. Când mântuitorul avea să-i spună, nu trebuie să faci nimic în primul rând, trebuie să fii urmașul meu. Înainte să faci ceva, înainte să derulezi o acțiune, trebuie să fii. Nu întâmplător îi spune Iisus Hristos, îți mai lipsește un singur lucru, vinde tot și aici zice tot. Tot ce ai împarte la săraci, înțelegem că tot, și vei avea o comoară totală în cer, apoi vino și urmează-mă. Tu n-ai nevoie să faci ceva în primul rând, tu ai nevoie să fii. Cine să fiu, Doamne? Păi să fiu urmașul meu, i-a zis Hristos. Să fiu un purtător de cruce. Într-o altă zice, apoiați crucea în fiecare zi și urmează-mă toată crucea. Că unii mai încercăm să o tăiem. Mai încercăm să, da? Să o diminuăm, să o șlefuim, să o lăcuim, să apară mai frumoasă. Nu, 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 toată crucea. Tot prețul pe care te să-l depui pentru marea lui Hristos. Toată porunca păzită și toate poruncile păzite. Și dacă a venit el cu ceea ce poate să facă, el mântuitorul a zis, hai să ne înțelegem. Chiar vrei să faci ceva? Nu ți-am cerut să faci ceva, dar dacă vrei să faci ceva, am o întrebare pentru tine. Știi poruncile? De ce Iisus Hristos a zis știi poruncile și a amintit doar câteva dintre ele? Să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Uitați-vă că acestea sunt poruncile care sunt relaționale, legate de relația acestui bărbat cu cei din jur. Da? Imoralitatea este cu cineva, Uciderea este față de cineva, a fura pe cineva nu mă poți, să nu faci o mărturisire menționată față de cineva și să-i cinstești pe părinți față de părinții tăi. Relațional. De ce i-a prezentat Mântuitorul aceste porunci? Pentru că tocmai în acest domeniu avea probleme. Că Mântuitorul nu i-a zis, îți mai zicește un singur lucru, tu nu crezi în Dumnezeu. Tu crezi într-un Dumnezeu politeist care e manifestat: Un Dumnezeu pentru soare, un Dumnezeu pentru lună, un Dumnezeu pentru mare, un Dumnezeu pentru adânc, un Dumnezeu pentru pești, un Dumnezeu și așa mai departe. Nu. Problema lui era la nivel de relații. Așa că Mântuitorul Iisus Hristos, omniscient fiind, știa tot despre problemele lui și a zis: Am să spun ceva, știi, poruncile? Acele, acele porunci dintre poruncile, toate, pe care tu nu prea respecti. Le deci știi? Și acum el iese în față foarte arogant și zice toate. Chiar niciuna nu... Tu chiar te crezi perfect, mă? Ești un fel de Dumnezeu. Tu ești un îngeraș fără aripi. Eu nu pot să zic că sunt perfect în fața poruncilor. Este cineva de aici care poate să zică? Noi toți suntem oameni. Nu întâmplător, mântuitorul a vrut să-i coboare garda jos și a vrut să-i spună, stai un pic, ești și tu om. Sprește-te și analizează-te bine dintre aceste porunci relaționale pe toate, pe toate le respecti. Hai, poate n-ai probleme cu pracurvia, dar poate că uciți cu vorba. Poate că n-ai probleme cu a fura, dar poate că ai o problemă cu cinstirea, cu respectul. Și Mântuitorul a vrut să-l coboare un pic mai jos, un pic la nivelul pământului, să se simte că cu picioarele pe pământ, să nu mai fie cu capul nori. Și el n-a înțeles atunci mântuitorul este nevoit să pună degetul pe rană și să-i spună indirect, vezi că tu n-ai păzit toate poruncile. Dar, Doamne, tu stai în drum pentru o singură poruncă pe care nu o păzesc? Tu chiar vrei tot să păzesc? Vă dau un episod din Vechiul Testament. Împăratul David trebuie să mute chivotul din obede dom din Gat și trebuie să-l ducă în cetatea Sionului, cetatea lui David. Totul e perfect. E același chivot. E aceeași expresie a prezenței lui Dumnezeu. În chivot sunt aceleași elemente, cum se spunea de dimineață. Toiagul lui Aron, tablele legii și vasul cu mană. Nimic nu-i scos afară. Chivotul nu are nicio problemă. Are verigile de aur, are drugii învârâți prin verigi și chivotul e prezent acolo intact, neatins, e perfect. Dar există un amănunt Chivotul trebuia să fie dus pe umeri de către două subseminții din seminția lui Levi și anume seminția sau subseminția lui Kehat și a lui Merari. Nimeni altcineva nu avea voie să atingă chivotul și să-l poarte dintr-un loc în altul. Și nu trebuia să fie dus normal cum îl duc oamenii așa, ca și cum ar fi o roabă sau ceva de purtat ca o targă, ci trebuia să fie dus pe umeri. Împăratul nu veghează o singură poruncă o singură porungă. Sistemul filistian din 1 Samuel, capitolul 6, le-a creat ideea că se poate duce și într-un car nou. Asta înseamnă că nu mai e efort din partea preoților, asta înseamnă că nu mai e durere, nu mai sunt lacrimi, nu mai sunt zile de post, nu mai este implicare, pentru că chivotul când era dus de preoți, prezenta o povară. Vreau să vă spun ceva în această seară. Să ne iasă din cap ideea că slujitorii Domnului se joacă. Slujitorul Domnului duc poveri. Și poverile care le duc nu sunt ușoare. Dacă 1% din poverile care le duc slujitorii le-ați afla, 90% dintre noi n-ați mai dormit noaptea asta. 1%, 90% n-ați mai dormit. Există poveri. E foarte ușor să-mi dau cu părerea. E simplu să zic, stai un pic, că e ce simplu e acolo. Dar dacă aș fi în locul acelei situații, acelei probleme, cum aș reacționa? Care ar fi atitudinea mea? Așa că Biblia spune, rugați-vă pentru cei ce vă slujesc ca să vă slujească cu bucurie, nu suspinând. Așezarea chivotului pe umeri înseamnă că aproape că glesnele începeau să fie afectate. Genunchi erau apăsați de povara chivotului. Și indiferent dacă era obosit sau nu, ei trebuiau să ducă chivotul mai departe. Trebuiau să ducă chivotul mai departe. David, prin edict ebraic, avea la capul lui, exact unde se așeza să doarmă, la cap avea un pupitru. Și la pupitrul ăla exista o copie a legii. Legea ebraică, ceremonii, legi sacrificiale, toate legile care existau în spațiul ebraic, erau scrise de degetul lui, rețineți. Asta scrie în Deuteronom, capitolul 8, 18, nu intrăm acum în detalii. Trebuia în fiecare zi să scrie o parte din lege. De ce trebuie să o scrie? Ca să o magazineze în creier. Ca și cum ai scrie Biblia dumneata, cu degetul dumneavoastră. Nu mi spuneți că David nu știa asta. Este clar împotriva rațiunii. El a scris cu degetul lui preoții din cele două subseminții că și Merari trebuie să manipuleze chivotul, să-l ducă pe umeri prin drugii care sunt așezați prin verigile de aur, poleite cu aur și să-i poarte dintr-un loc în altul. Este expresia prezenței lui Dumnezeu. Nu se poate duce chivotul altfel. Nu se poate. Au așezat chivotul într-un car nou. După tipar filistean. Și ce mă doare inima în piept? Că Uza. Știi cine e Uza asta? Uza este băiatul care a crescut în aceeași cameră, sau îmi permiteți expresia, în aceeași clădire, cu chivotul lui Dumnezeu, 20 de ani. 20 de ani a putut să intre în camera chivotului. Avea dreptul să-l atingă. Frate So Eliazar, din 1 Samuel, capitolul 7, versetele 1 și 2, s-a dedicat și și-a ratat cariera, dacă îmi permiteți expresia. Se poarte chivotul și se l păzească 24 din 24 de ore. Frate So Uza n-a făcut asta, frate So mai mare Ahio n-a făcut asta, pentru care o singură dată apare numele în cronici și și-a ratat cariera. Uza, uza, uza. 20 de ani, n-ai învățat nimic. Dacă David naveghea, trebuia să fii tu acolo atent. Pentru că Biblia zice, când carul nou este instalat și când chivotul e pus în car, uzea într-un mod interzis, atinge chivotul. Și ce se întâmplă? Zice Biblia, Dumnezeu parcă taie cu foarfeca. Îl rupe în două. Dar, Doamne, nu ești prea dur? O singură porungă? Toate. Doamne, cam care e matematica dacă nu prea pricepem? Învață-ne un pic că nu știm ce înseamnă dăruirea pentru că a intrat în Templu. Și Biblia zice, versetul 1 din Luca 21, Isus și-a ridicat ochii și-a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în visterie. Isus vede tot? Uite că Isus îi vede și pe cei ce aruncă mult, și pe cei ce aruncă tot. Chiar dacă aruncă puțin. Biblia zice, a văzut și pe o, versetul 2, a văzut și pe o văduvă, cum e? Săracă, aruncând acolo doi bănuți. Iisus vede tot. Vede cât arunci, vede de ce arunci, vede dacă dai tot. Biblia zice, și a zis Iisus, adevărat vă spun că această văduvă săracă, văduvă, și sărac, da, a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Puneți-i pe toți, faceți un calcul, trageți linia, nu contează cât au aruncat. Ea a aruncat mai mult decât toți ceilalți. De ce? Pentru că toți aceștia au aruncat darul din prisosul lor, adică ce nu le trebuia, ce era pe plus. Ce era mai mult decât nevoia lor. Dar ea? arunca din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Femeia asta a zis, mă duc la templu și tem visteria templului, egal cum e administrată, eu arunc acolo. Cât arunci femeie? Arunc tot. În seara asta n-ai cu ce să cinezi? N-am. Mâine dimineață ce e la micul dejun? N-am nimic. Cu riscul să postez următoarele trei zile, lăsați-mă să-mi imaginez dau tot. Știți de ce? Pentru că Domnul le cere nu doar toate poruncile să fie păzite, ci toată viața noastră să ne o predăm lui Dumnezeu. Toată predarea. După ce vinzi tot ce ai, spune Mântuitorul către tânărul bogat, Dă la săraci tot ca să te consum total pentru că tu ești acolo prins de bogățiile tale și cum spunea foarte bine fratele Ruben, tu nu te poți detașa de banii tăi. Nu banii tăi sunt o problemă, ci iubirea de bani. Te încrezi în banii tăi. Asta e o problemă. Poți să ai mulți bani ca Avram și totuși să fii un gestionar de excepție, un administrator ilustru, care să dai zeceală din tot, inclusiv lui Melisedec. Zece la zice Avram, când nu s-a invetat învățătura mozaică despre zeceală. Avram zice, 10% dau. Păi cum? Pe vremea asta lui Melisedec, un om care n-are spiță de neam, genealogie, nu știu de unde vine, cum îl cheamă, cine-i? Păi... Nu, 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 nu contează. Toată predarea și trei. Toată părăsirea. Ascultați și spune cuvântul Domnului. vinde de tot ce ai, împarte la săraci. Adică părăsește tot ce te mai ține legat de lumea asta, de pe pământ. Și vei avea o comară în ceruri. Ucenicii se uită doar la ei. Știți că de foarte multe ori ucenicii primesc o lecție publică și dintr-o dată zic, Doamne, dar noi? E ca un copil de la care zice tata și mama, uite, asta e învățătura pe care ți-o dau azi. Și zice, eu, 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 eu ce primesc? Asta e atitudinea lui Petru. Biblia zice, atunci Petru i-a zis, iată că noi am lăsat totul, chiar totul. Să-ți mașina ca și cum n-ar fi a ta. Să-ți contul bancar ca și cum n-ar fi al tău. Să-ți familia ta ca și cum n-ar fi a ta. Ești gata să lași totul? Ești gata să dai totul pentru Dumnezeu? Candidații de botez din tura aceasta, din această echipă, sunt o minune a lui Dumnezeu. O să păstrez anonimatul lor, dar o să vă spun că în fiecare dintre ei se întâmplă o minune. Și cu fiecare lecție de catecheze care se derulează, mai părăsesc ceva. Fiecare cu întrebările lui. De cei 11 care sunt pe listă, nu știu că se vor dintre ei, se va decide împreună cu ceilalți frați păstori. Dar fiecare are istoria lui. Ce majoritatea dintre ei vin dintr-o lume tradițională ortodoxă și au început să părăsească pe rând. Au început să-și dea jos cercei, au început să-și pună surorile, doamnele, învelitoare pe cap, au început să aibă Biblie personală, au început să iubească rugăciunea, Ascultați ce m-au întrebat azi, e cineva care nu-i prezent în sala de aia, spun despre asta. Astăzi, înainte de slujbă, am fost cu ei și una dintre ele, una dintre surori, a zis, frate Caleb, eu mă mai rău din când în când în timp ce conduc mașina. Ascultați ce sensibilitate spirituală a avut. A zis, cum trebuie să procedez? Că simt în timp ce conduc mașina să-mi pun mâna pe cap ca să-mi le acopăr. A zis, extraordinar ce sensibilitate aveți dumneavoastră. Extraordinară. Și a zis, dacă aveți sensibilitatea aceasta pe care o apreciez, pe care a lucrat-o Duhul în dumneavoastră, vă dau un sfat, deschideți-vă portiera și purtați un patic acolo tot timpul. Și nu contează că nu e legat, că nu e nu știu cum, că nu e nu știu cum. Dacă simțiți asta, este extraordinar. Știți de ce? Pentru că rând pe rând există un proces de părăsire. Părăsești și asta, părăsești și asta, părăsești și asta. Renunci la legătura aceea. Mai vorbesc de faptul că și-au scos alcoolul din case. Vă, vă mărturisesc că sunt o minune a lui Dumnezeu. Și zic din toată ele, trăiască Domnul. Înălțat să fie numele Domnului. Cum să pleci stat? De tot. Din fața celui ce e gata să stea totul. Și mai mult decât toate, din fața aceluia care deja a dă totul pentru tine. Nu mai există nicio picătură de sânge în drumul Mântuitorului care să nu se fi dat deja. Și cum spuneam cu altă ocazie, pe fiecare picătură de sânge, Schie, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Te iubesc. Avem motive să-i spunem lui Dumnezeu că și noi îl iubim.